Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vorbim despre un BMW care în Olanda avea aproape 600.000 de kilometri și în România doar 240.000, nu, 230.000 de kilometri. În Olanda costa 3.500 de euro negociabil, în România costă 5.000 de euro negociabil. Dar înainte să începem acest episod, nu uitați să-mi dați și mie un follow pe contul meu de Instagram, Mihaila Ștefan Vlog, găsiți link în descriere. Și dacă vreți reduceri pe car vertical, puteți să folosiți unul dintre cele trei linkuri din descrierea acestui videoclip și o să primiți o reducere de 15% pentru fiecare verificare pe car vertical, exact ca aici. Iar dacă vă introduceți aici adresa de mail, puteți să primiți o reducere de 90%, 70%, chiar și 100%, 45%, 50%, etc. Nu uitați să folosiți cele trei linkuri din descriere și haideți să vă explic despre ce este vorba. Am primit un mesaj de la Sebastian, salut, mi-a dat un link, adică linkul de la acest anunț și după aia mi-a scris mașină cu 230.000 în bord în România. Și după aceea mi-a mai dat un link de pe autocircuit.nl, adică de aici, dar din păcate mașina cum a fost vândută, anunțul s-a scos, dar mașina chiar a fost pe acest site cu 589.000 de kilometri, frate. Pe site din Olanda, aceeași mașină cu 589.000 de kilometri. Deci, ideea este în felul următor. Cine și-a cumpărat mașina asta și a luat o mare țeapă și v-aș ruga să distribuiți acest videoclip pe Facebook, pe grupuri auto, poate dăm de proprietarul care și-a cumpărat mașina, îi cerem seria de șasiu, am să-i ofer un raport gratuit pe car vertical să-și verifice această mașină, să vadă că mașina nu are 230.000, ci are 589.000 și și-a luat o mare țeapă. Mașina asta în Olanda a costat doar 3.500 de euro și a avut 589.000 de kilometri. În România cineva e umblat la kilometraj, l-a dat la 230.000 și cel care a cumpărat-o vă puteți da seama că o să bage în continuu bani în mașină. Nu neapărat, poate că mașina încă este ok, poate că mai duce încă 50.000 de kilometri, dar 589.000 de kilometri mi se pare destul de mult. Și să dai 5.000 de euro pe o astfel de mașină cu 589.000 de kilometri mi se pare foarte, foarte, foarte aiurea. Și să nu uităm de faza că în România este ilegal să dai kilometri înapoi la mașini. Deci, cine a cumpărat mașina de la cine a cumpărat-o, noul proprietar, poate acum să se ducă la reprezentanță la BMW să verifice kilometrii adevărați la mașină și de la cine a cumpărat mașina să-i facă o mică surpriză. De ce? Pentru că nu este ok ceea ce fac eu acum, dar ideea este că cumva trebuie să se învețe minte, cumva trebuie să ne învățăm minte, cumva trebuie acei samsari care umblă la kilometraj să se învețe minte și să nu mai facă chestii din astea, pentru că, vezi tu, omul deja și-a făcut un profit de 1000 de euro la mașină, nu spun 1500, pentru că l-a mai costat drumul în România și probabil să-i curețe interiorul. Dar vreau să spun, în momentul în care cumperi o mașină cu 600.000 de kilometri și în bord are 240.000 de kilometri, gândiți-vă că la acea mașină poate să pice prima dată o piesă, o repară pe aia, pică alta, o repară pe aia, pică alta, o repară pe cealaltă, pică alta și tot așa va investi o căruță de bani în mașină și se întreabă de ce mașina nu este bună. După aceea va spune că BMW-urile sunt mașini de rahat pentru că a băgat o grămadă de bani, dar adevărul este că a băgat bani din cauza unui samsar care a umblat la kilometraj, ceea ce este foarte, foarte, foarte ilegal. Și nu știu ce să spun. Sper că cel care a cumpărat mașina să se trezească și dacă are puțin sânge și dacă are un pic de coaste, să se ducă la reprezentanță la BMW, să verifice kilometrii, să vadă că au fost dați înapoi și cel puțin să se ducă la poliție să facă o plângere celui ce i-a vândut mașina. Pentru că, v-am spus, nici mie nu mi-ar conveni să cumpăr o mașină cu 600.000 de kilometri la bani de mașină de 230.000 de kilometri și nici vouă nu v-ar conveni. Pe lângă faptul că are foarte, foarte, foarte mulți kilometri, v-am spus, oricând poate să pice ceva la ea, are par, după aia pică altceva, după aia pică altceva, pică, pică, pică și până pică și te duci în cap cu astfel de mașină. Așa, fiecare muncim pentru banii aia. Ideea este în felul următor, că cineva trebuie să facă asta și dacă
un samsar, doi samsari, trei samsari, trei persoane, două persoane, o persoană care vând mașini și a umblat la kilometraj vor fi arse și trase la răspundere de către poliție, poate pe viitor nu se va mai întâmpla chestia asta și cei ce dau kilometrajul înapoi se vor gândi de două ori înainte să facă chestia asta. În fine, deci cam așa arată mașina. Nu am să public datele persoanei care vinde mașina, dar cel ce a cumpărat mașina, dacă vrea să-și o verifice, oricând îi ofer un raport gratuit pe care vertical să o verifice și să vadă kilometrii la mașină, sau dacă dorește, sunt dispus să-i plătesc o verificare la reprezentanță la BMW să vadă că kilometrii pe care îi are acum în bord nu sunt reali. Kilometrii pe care îi avea mașina erau 589.000. Vă spun asta pentru că eu ieri am verificat anunțul pe acest site. A fost valabil, din păcate astăzi nu mai este valabil. Văd că l-a scos sau s-a șters automat pentru că s-a vândut mașina. Dar este aceeași mașină, aceleași numere de înmatriculare, absolut tot. Deci mare atenție, oameni buni, că uitați și voi câte măgăriți se fac, nu-mi vine să cred și nu aș vrea să mă aflu în pielea celui care a cumpărat această mașină. Mașina arată destul de bine, dar este foarte cocoșată, foarte forjată. Deci, sincer să fiu, v-am spus, nu aș vrea să mă pun în locul celui care a cumpărat mașina. Vă dați seama, de la 600.000 de kilometri să o pui, frate, la 230.000 este strigător la cer. Ok, oameni buni, cred că o să opresc videoclipul ăsta aici, am spus deja prea multe. Dacă știți cine a cumpărat mașina sau dacă cunoașteți proprietarul, anunțați-l, sunt dispus oricând să-i ofer un raport gratuit pe car vertical și chiar sunt dispus să-i plătesc din banii mei o verificare la reprezentanță la BMW să vadă că și-a luat cu adevărat o mare țeapă. Distribuiți acest videoclip în grupuri auto pentru că poate dăm de noul proprietar. Și cumva trebuie să-l dea în gât pe cel ce a vândut mașina și cel ce a dat kilometri înapoi, ca să se învețe minte o parte din samsare, o parte din oameni să nu mai umble la kilometraj, frate. Știu că asta e vrăjeala, întotdeauna aduce o mașină din dincolo cu foarte mulți kilometri, dai kilometri în România înapoi, o vinzi mai departe și chestii din astea, dar nu. Deci, cam atât. Nu știu ce să mai zic. Este foarte, foarte, foarte aiurea. Nici nu vreau să fiu în pielea celui care a cumpărat mașina. Și cred că o să mă opresc aici. Nu uitați că aveți reduceri pe car vertical. Cel care a cumpărat mașina îi oferă un raport gratuit pe car vertical dacă mi oferă seria de șasiu. Și ce să zic, cam atât pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Nu uitați să distribuiți în grupurile de Facebook să găsim proprietarul. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe contul meu de Instagram, Mihaila Ștefan Vlog. Dacă aveți vreo mașină de vânzare sau anunțuri despre mașini, întrebări despre mașini, vă puteți înscrie în grupul de Facebook Samsar Auto. Cam atât pentru ziua de astăzi. Până data viitoare, v-am pupat. Bye bye!